Înțeleg că ești în carantină și așa, dar virusul nu te afectează la creier în general. Băi, cât de buni sunteți! Sunt cel mai mare hater. Al meu, bineînțeles. Așa că dacă vreți să râdeți, rămâneți până la final, pentru că în vlogul ăsta o să-mi bat joc de mine. Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog am să vorbesc cu voi. Dar voi nu veți ști că vorbiți cu mine. Cum vine asta? Păi o să-mi fac un cont fals și am să vorbesc cu bibișorii. Am să mă iau rău, rău de tot de mine, o să am o părere foarte rea despre mine, ca să văd cum reacționează bibișorii mei. Înainte să trecem la acțiune și să fiu hateriță, vreau să puneți puțin stop la acest video și să intrați pe primul link din descriere. Sper din suflet că ați ascultat cea mai frumoasă piesă, Toate Fostele, și ați văzut videoclipul noului proiect pe care l-am făcut alături de Antonio Pican. Atât eu cât și Antonio vă mulțumim din suflet pentru întreaga susținere și datorită vouă acest proiect superb și de suflet a făcut în 5 zile 1 milion de vizualizări, peste 100.000 de like-uri și peste 40.000 de comentarii. Avem cea mai frumoasă comunitate și vă suntem super recunoscători pentru asta. Apropo, dacă vrei și tu cel mai picant și dulce hanorac, adică dacă vrei și tu un hanorac exact cum am purtat eu și Antonio în videoclipul piesei Toate Fostele, intrați pe al doilea link din descriere. Haideți să începem să facem contul fals și să mă dau drept cea mai mare haterița mea. O să mă cheme Anastasia. Super, bun venit la Instagram, Anastasia! Hai să ne punem și o poză. O să punem fix poza de profil pe care o are și tipa pe care o urăsc. Nu știu dacă ați auzit de ea, Bibi o cheamă. O să-mi dau follow, bineînțeles. O să scriem la mai multe fanpage-uri. Să vedem cine ne răspunde. Ei, în sfârșit mi-a răspuns cineva, un cont care are aproape 17.000 de urmăritori. Bună! Vrei să fim prietene? La început o să fiu așa un picuț mai prietenoasă, ca să nu mă creadă... Da! Super! Am o întrebare. Văd că ești fan Bibi, nu? Spune! Nu, nu sunt fan. Iac. Iac. Dar tu ești? Da, clar că e. Dar de ce ai poză cu ea la profil? Am să spun, doar frumusețea e de ea. Da, eu sunt. Asta e un cont pentru ea, adică un fanpage pentru ea. Ia să vedem ce zice. Că am zis, doar frumusețea e de ea. Da, emoții! Dar scrie ceva, nu glumă. Da, chiar este super frumoasă, dar este și foarte de treabă și are mult talent. Ce voiai să mă întrebi? De ce îți place de ea? Mie nu îmi place deloc. Stați să vedem ce scrie și după trimite mesajul. Pentru că a muncit mult ca să ajung aici unde este. Și cum am mai zis... mi-a mai răspuns încă un fanpage! Și cum am mai zis, este foarte talentată, are o voce minunată și este foarte prietenoasă și amabilă și drăguță. Aș putea să înșir o mulțime de complimente. Vai, cât de drăguț! O să zic, mie nu-mi place deloc. Nici nu are voce. Chiar ar trebui să urmărești, să te uiți la vlogurile ei. Sigur o să-ți schimbi părerea și să-i asculti piesele. Nu știu ce să zic. Mi se pare o prefăcută. Ba da, am ascultat-o de multe ori live la concertele ei. Chiar are voce. Ce drăguț. Apropo, îți mulțumesc că ai fost la concertele mele și că mă susții aici în fața unui hater. Nu, chiar deloc. Te asigur că este minunată și foarte reală. Cum este pe net, așa este și în realitate. Nu înțeleg de ce are așa multă faimă. Nici nu știe să lege două cuvinte.
Vai, ce hateriță sunt! Hai să răspundem și la celălalt fanpage. Vrei să fim prietene? Poftim cum să nu știe să lege două cuvinte, are media 10 la școală. Măi, știu, bibișorii ăștia tot despre mine. Doamne, vă iubesc maxim. Jesus, sunteți adorabili. Sigur, e fake. Tot ce spune ea este fake. Nu pare credibilă. Nu e adevărat, a pus filmuleț cu carnetul ei de note, lol. Asta nu are cum să fie minciună. Oricum, vrea să pară și ea mare vedetă, deși eu urăsc cuvântul vedetă, nu-mi place absolut deloc. Am să-l scriu că eu de fapt nu sunt Bibi. Se crede mare star, dar e un nimeni. De ce ai fanpage pentru Bibi? Alt fanpage mi-a răspuns! Bine, hai să fim prietene. Bibi este o persoană minunată care mă face mereu să zâmbesc. Își iubește mult bibișorii și a merită toată susținerea. Vai, cât de drăguț! Nu înțeleg de ce o susțineți. Mamă, dați-vă că mă iau la ceartă cu bibișorii. Mamă, cât îmi răspund! Wow, ușurel. Încearcă să te uiți la vlogurile ei și să vezi cât de drăguță și adorabilă este. O să-ți schimb părerea despre ea. Vai, de sunt despre drăguț, nu pot să mă cer cu voi, nu știu ce să mai zic. Hai la un fanpage să începem așa direct. O urăsc pe Bibi. Bună, a început drăguț, bună, nu mă să cred. Bibi este o persoană minunată care depune multă muncă și efort în ceea ce face doar pentru a ne face fericiți. Să zic și ce îmi pasă mie. Mie mi se pare foarte falsă și nu înțeleg de ce ai un fan page pentru ea. Bibi e o persoană minunată, o artistă minunată și un idol minunat. Nu știu atunci cum să-ți schimb părerea, dar te rog să nu mai vorbești urât despre Bibi. Nu merite jigniri de genul ăsta, mai ales că nu sunt adevărate. Mai. De ce îți place să dai cu hate? Pune-te în locul ei. Ți-ar plăcea să primești insulte fără să faci nimic rău, dar ea face mult rău. Influențează oamenii în rău. Da, de unde? Fix eu! Haterițo, nu-ți ieși din rol. Ce când ai influențat ea oamenii rău? Niciodată. Sunt activă pe live-urile ei mereu și o urmăresc în fiecare zi și niciodată nu a făcut asta. Mai. Am să-i spun așa. Vrei să ne vedem cu video ca să vorbim mai multe despre Bibi? Nu îmi place deloc de ea și vreau să înțeleg tu ce ai văzut la ea. Ia să vedem dacă vor să vorbim cu video. Nu știu ce să zic. Ai spus că vrei să fim prietene. Ajută-mă să înțeleg de ce ai acest fanpage. A zis bine, hai să ne vedem, hai. Am emoții! Ai zis că vrei să vorbim? Ok, acum o zici. Bună! Ce faci? Vai, Doamne, ce reacție drăguță! Ce faci, băi frumoasă? Vai, Doamne, eu acum filmez un vlog și a fost un prank pentru bibișorii mei. Ești super, super, super drăguță și pe tine te știu și știu că ai venit la multe concerte de ale mele și îți mulțumesc mult de tot pentru întreaga susținere și pentru fanpage-ul ăsta care are mulți, mulți urmăritori, am văzut, și pentru toate editurile frumoase pe care le faci și mai ales cât de frumos mi-ai luat partea în fața unui hater. Mare, dragă, opa, stați un picuț că am un bibișor aici care mai e... Wow, mamă, cât a mesajul mi l-a dat! Am dat un simplu mesaj. De ce ai fanpage pentru urâta asta? A, da, chiar am fost puțin cam rea. Și mi-a dat
Tot romanul mi l-a scris aici. Auzi, cine te crezi? Cum îți permiți să te iei de Bibi? Nu, ce drăguț. Când nici măcar nu o cunoști. Dacă așa te-a învățat măta să judeci oamenii, e strict problema ta. Eu zic să ai grijă ce zici, că te distrugem. Așa, Bibișor, distrugeți haterii. De asta nici nu am eu hater, că voi îi distrugeți. Pe Bibi nu afectează hate-ul tău. Exact. Haterițo, m-am bătut. Nici nu-i pasă de persoanele ca tine. Măi, aici chiar are dreptate, chiar nu-mi pasă de hateri. Ea ne iubește mult și ne susține pe fiecare cum poate. Dar ce să faci? Gelozia domină. Băi, bună asta, că haterii de asta sunt. Haterii apar din pură invidie și gelozie. Înțeleg că ești în carantină și așa, dar virusul nu te afectează la creier în general. Băi, cât de buni sunteți! Mamă, le aveți pe dat la hater, bătaie! Dar virusul nu te afectează la creier în general. Dar dacă te-ai luat de Bibi, ce să mai zic? Simptome noi, eu atât îți zic. Încearcă să-i atragi atenția lui Bibi într-un mod bun, frumos. Unul în care se merite, nu dându-i hate. Îi scriu așa: vrei să ne certăm? Hai pe video să văd dacă mai ai tupeu atunci. Dați-vă că m-a luat cu călduri. Așa sunteți și voi, haterilor, voi cu căldură atunci când vă certați? Ha! E bine să vrei, nu am timp de pierdut cu tine. Frumos, frumos, nu am ce să zic. Am tu pe oriunde, oricând, nu trebuie să intru pe video să te pun la punct, haterule. Hello! Ia zi, hai, mai ai tu pe eu? Ne batem zi! Vai, cât de drăguță ești! Te așteptai? Credeam că e doar un hater și chiar vreau să te plac, pentru că mie nu se ia de tine și... Îți mulțumesc mult de tot, ești tu scumpă, e super drăguță și îți mulțumesc pentru întreaga susținere și pentru fanpage-ul ăsta superb. Asta chiar era tot ce vreau și era scopul meu să-ți arăt aprecierea mea și... Să că stai. Orice, doamnă, să îți știi că noi te apreciem și te iubim mult și sunt mândră să fiu bibișor. Îți mulțumesc și eu sunt mândră să am bibișori așa frumoși. Am și rămas uimită, ți-am trimis acolo un simplu mesaj și după am văzut, bum, mare roman. Gata, s-a aprins bibișorul. Punem la punct. Ui. Vai, cât de drăguț! Nu mă pot abține când văd un hater, jur că nu le înțeleg rost. Am rămas super șocată să văd cât de frumos îmi luați apărarea și vă sunt super recunoscătoare. Deci este plătită mereu, mereu, haterii nu au ce cotai. Eu filmez un vlog acum. Ești de acord să apar? Subscribe la Bibi, official, like, comment, share. Mulțumesc mult și follow la contul ei de Instagram, la fanpage-ul ăsta frumos, că are un fanpage deosebit. Te pup tare! Pa! Mamă, dați-vă că mi-a răspuns fanpage-ul ăla mare de 18.000 de urmăritori. Să-i zic, de ce o susții pe această nesuferită? Ai că m-am jignit când... Ea mi-a scris în fanpage. Alt roman, dați-vă! E o persoană minunată, nu oribilă. Cred că ești doar o fetiță mică și își pierde timpul vorbind urât despre persoane minunate, care își merită fanii, merită toată susținerea. Bibi chiar muncește foarte mult și se vede prin tot ce face că ne iubește... Ce frumos! Și se vede prin tot ce face că ne iubește mult. De ce spui că ea e o persoană oribilă și că nu merită susținerea noastră, că nici măcar nu o cunoști așa cum trebuie? Dacă o vei cunoaște atunci, îți vei da seama și tu ce persoană minunată e și cât de mult ne iubește. Chiar vă iubesc foarte mult. Și a scris, și să știi că pe Bibi nu afectează cuvintele tale, cred că nici nu știi ce înseamnă. Mi-a scris cineva, fiecare cu părerea lui, nu toată lumea are gusturi bune. Vrei să ne certăm? Îmi spui că nu am gusturi bune? Păi fetița asta, Bibi, este foarte arogantă. Eu o susțin pe vulpița. Voi de ce nu o susțineți? Aia da vedetă. Doamne, a dat și ea că râde. Fiecare cu părerea lui. Hai pe video. Să ne certăm.
Bibi e cu adevărat o artistă, nu Vulpița. Dar mie îmi place de Vulpița. Pe ea am să o susțin toată viața. Este o inspirație pentru mine. Este muza mea. Vorbește-mi! E răcită? Mhm. Îmi pare rău. De ce ai vrut să vorbim? Uită-te la mesaje. Păi, normal că mă uit la mesaje, că știu ce mi-ai trimis. Zici, mă? Aproape 18? A? Mhm. Și am tot 18 ani. Mai multă minte decât tine. Hai, pa! Mm-mm. De ce? Vreau să te văd. Dar de ce vorbești până asta? Așa e vocea mea. A, să mor. Șterg tu contul ăsta. Șterg eu sau îl ștergi tu? Nu șterg contul, că nu o supăr pe Bibi aia. Păi atunci ce ne șterg eu? Arată-te un pic dacă ai așa mult tupeu. Mi se pare cunoscută buceta. Hai, nu vrei să vorbim? Nu. De ce? Pentru că nu te cunosc. Păi hai că o să mă cunoști acum. Aoleu! Bibi! Nu e Bibi. Am văzut ca ei, să mor eu. Arată-te și o să mă cunoști. Stai un pic. Bună! Am singura! Ce faci? Bine, tu? Plângi? Un pic. Măi, îți mulțumesc că erai acolo așa aprinsă și că vorbeai așa frumos de mine în fața unui hater. Uite, filmez un vlog nou. Ești de acord să apari? Da. Îți mulțumesc mult pentru fanpage-ul ăsta frumos și felicitări pentru numărul ăsta mare de urmăritori. Mersi. Te pup. Știi că tu ești idolul meu. Îți mulțumesc mult, de tot ești o scumpă. Te pup. Ești minunată, pa. Pa. Mamă, încă un roman. Ușurel că mai ia cu inima. Bună, am auzit niște lucruri și sper să nu greșesc. Dați-vă că s-au activat bibișorii și au scris, cred că în toate grupurile, că acest cont este de hate și s-au activat toți, mi-au scris toți romane. Ia să vedem. Uite ce e, cu toții avem dreptul la opinii și păreri, dar consider că tu ai una greșită față de Bibi. Bibi chiar nu este arogantă, fițoasă sau face pe vedeta. Ea chiar acordă atenție tuturor bibișorilor, vorbește cu ei, muncește și pune suflet în toate. Are multe realizări și multe concerte minunate. Chiar și tu ai posibilitatea să o cunoști personal și să vezi că ea chiar are un suflet bun și este o fată care își respectă bibișorii. Și tu ești o fată bună și ai un suflet bun, crede-mă. Și tu e... Măi, ce bibișor frumos am! Wow, apreciez foarte mult oamenii care încearcă să le arate celorlalți oameni că pot avea un suflet frumos. Poți, te rog, măcar să încerci să vezi că Bibi nu este așa? Nu vreau să ne certăm fiindcă ești drăguță, dar vreau să înțelegi că nici tu nu te-ai simți bine dacă ai fi jignită. Hai pe video să vedem atunci dacă mai ai tupeu să îi iei apărarea lui Bibi asta. Fițoasă și arogantă. Bună! Oh my god! Ce faci? Bine, sunt foarte speriată, mă vedeam. O să rezolv, oh my god, bine. Ce drăguț! Cum o să rezolvi tu cu haterul ăsta mare aici, a? Chiar mă gândeam cum să-ți facă ție o persoană așa, pentru că tu ești minunată. Ce drăguț! Voi sunteți minunați, bibișorii mei frumoși! Și chiar nu pot să cred. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți atât de luptător pentru mine. Oricând, cu drag, oricând. Te pup, dulce!
Pa! Și eu pe tine, pa! Acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Mie nu vine să cred ce vibe frumos ați putut să-mi dați și nu mă așteptam să reacționați atât, atât de frumos. Am mai spus-o, însă am să o repet mereu. Am cea mai frumoasă comunitate. Vă iubesc mult, mult, mult și aștept în comentarii cât mai multe idei. Ce vreți voi să mai vedeți pe canalul meu de YouTube? V-am pupat tare, tare, tare! Mua! Ne vedem data viitoare! Pa! Nu, Bibi, o persoană foarte... Mami, vin aici că mă cer cu bibișorii! Nu e falsă, Bibi mereu își face timp pentru fanii ei. Măi, ce drăguț! Deci, pe lângă faptul că sunteți super drăguți și îmi luați așa frumos apărarea, sunteți și înțelegători și vă mulțumesc mult, mult de tot. Nu este urâtă, Bibi chiar își iubește bibișorii. Iar dacă tu ai susținut, o vei face foarte fericită. Bibi este o persoană foarte educată care nu înjură și nici nu jignește. Iar dacă tu ai face un lucru bun pentru această comunitate, aceasta ar fi să o susții pe Bibi. Nu vreau. Bibi face atâtea lucruri frumoase pentru noi. Bibi participă la Timbar Fan Club, face concerte pentru noi. Bibi vrea să ne vadă doar fericiți. Măi, voi mă faceți fericită pe mine.